Personalitate marcantă în domeniul diplomației, Nicolae Titulescu s-a născut la Craiova și a urmat cursurile liceului Carol I. A fost profesor universitar, jurist și om politic. A fost singurul român care a ajuns președinte al Ligii Națiunilor, predecesoarea ONU. În cadrul expoziției sunt prezentate mai multe documente care au aparținut lui Nicolae Titulescu. Pot viziona actul de naștere al lui Nicolae Titulescu, actele de studii al lui Nicolae Titulescu de la Liceul Carol I, cererea mamei sale adresată Episcopiei Bisericii Madonna Dudu, prin care solicită bursă pentru continuarea studiilor la Paris. Merge mai departe procesul verbal din cadrul Episcopiei Bisericii Madonna Dudu, în care Nicolae Titulescu este numit ca avocat. Apoi telegramele transmise de Ministerul de Interne, prin care Nicolae Titulescu este numit ministrul afacerilor externe, precum și documente din ziarele Vremii. Anul acesta, pe 18 iunie, se împlinesc 107 ani de la dispariția lui Titu Maiorescu, personalitate remarcabilă a României sfârșitului secolului al XIX-lea și începutului secolului 20. Născut la Craiova, Titu Maiorescu a avut o carieră strălucită. A fost academician, avocat, critic literar, politician și scriitor. Cei interesați să afle mai multe despre personalitatea sa pot vedea în cadrul expoziției atât certificatul de botez, cât și mai multe documente legate de cariera sa. O procură dată de Alexandru Știrbei, care îl împuternicește pe Titu Maiorescu ca avocat, care datează din anul 1878. Din anul 1874, scrisoarea lui Titu Maiorescu în calitate de ministru cultelor și al instrucțiunii publice, prin care își asigură și anunță venirea la Craiova, adresată prefectului. Și tot în anul 1878, Titu Maiorescu este împuternicitul prințului Alexandru Barbu Știrbei pentru a preda până în 29 martie 1878 Arhiva Cancelariei Bisericii. Expoziția va fi deschisă la sediul Serviciului Județean Dolj al Arhivelor Naționale până pe data de 12 iulie.